A mai rămas doar o zi până la startul unuia dintre cele mai așteptate programe finanțate de stat, Casa Verde Fotovoltaice. Aproape 90.000 de români vor primi bani ca să-și producă singur o parte din energia electrică pe care o consumă. Înscrierile se vor face pe fiecare regiune în parte, iar autoritățile promit că nu vor fi blocaje. De 1,6 kW, 1,3 trimite în rețea, asta e rețea și aici este casa. Octavian și-a montat anul trecut panouri fotovoltaice. Sistemul instalat are o capacitate de 8 kW. 6.000 de euro a cheltuit, dar a uitat de grija factorilor de energie. Acum nu mai plătesc nimic, pentru că panourile practic produc mai mult decât este necesarul casei. Dacă eu, de exemplu, am un consum undeva la 400 de kW pe lună, ele au luni în care, mai ales în luni de vară, au luni în care produc de două sau chiar de două ori și ceva mai mult decât consumul meu lunar. Statul vine în sprijinul celor care vor să devină prosumatori și lansează o nouă etapă a programului Casa Verde Fotovoltaice. De pe 19 mai, de la ora 10, se vor putea înscrie cei care locuiesc în regiunea București-Ilfov, iar mai apoi, fiecare regiune din țară va avea la dispoziție trei zile pentru a aplica la programul Casa Verde Fotovoltaice. După înscriere, e nevoie de alegerea unui instalator, iar mai apoi, apoi toate dosarele vor trebui să fie analizate și aprobate de instalator, dar și de către AFM. Solicitanții nu au nevoie decât de câteva minute din timpul lor și de cele patru documente în format PDF, cartea de identitate, extrasul de carte funciară, certificatul fiscal care atestă lipsa datorilor la bugetul de stat și certificatul fiscal care atestă lipsa datorilor la bugetul local. Este despre primul venit, primul servit, într-un interval de 90-120 de zile vor putea începe instalările prin programul Casa Verde Fotovoltaice. Statul oferă fiecărui beneficiar suma de 20.000 de lei pentru un sistem de 3 kW. O casă de 80-120 de metri pătrați cu încălzire cu gaze poate să-și asigure 80% de necesară de energie cu un sistem de 3 kW. Produce în medie 3,64 MW oră pe an. Asta înseamnă un consum lunar de 300-300 și puțin kWh pe lună. Contribuția minimă a celor care a aplică e de 2000 de lei. Dacă vrem un sistem cu o capacitate mai mare, plătim mai mult, dar merită, mai ales că investiția se recuperează în scurt timp. Principala motivație este legată de reducerea valorii facturii de energie, mai ales având în vedere că am trecut printr-o criză a prețurilor la energie. Bugetul programului Casa Verde e de 1,7 miliarde de lei, bani din care s-ar putea instala 87.000 de sisteme fotovoltaice. Statul se așteaptă ca, în urma programului Casa Verde din acest an să ajungem la 140.000 de prosumatori.